Trezește-te cu Vlad și Luca. Noutățile, dar și muzica. Deșteptarea la Europa FM. Povestea pe care o depănăm în continuare nu e chiar nouă, însă exemplul rămâne. O așa zisă jurnalistă sau, mă rog, influenceriță, că acum se împletesc cele două îndeletniciri. În sensul că a publicat pe Twitter. Da. Din Africa de Sud, acolo se petrece acțiunea, s-a gândit că ar fi o idee bună să ironizeze public un cuplu. Mai exact, bărbatul o cerea public de soție pe doamna inimii lui într-un restaurant fast food, mai exact la Cupui. La Cupui, da. Era acolo, era o poză foarte drăguță. El a genunchiat, ea era emoționată, râdea toată și el îi întindea o cutiuță cu ceva, un inel, se presupune. Și asta a pozat, jurnalista. Asta, dacă era și el băiat, putea măcar să-i strecoare inelul un pui. Să-și spargă dinții. Păi, dacă tu faci un... Să țină minte. De obicei așa se fac astea, nu-i dai... Adică a avut dreptate și asta, că s-a scandalizat. Măcar asta e furfă, du la bucătărie și roagă-i pe aia să-l bage în friteză. Așa ai făcut, ai strecurat inelul Oanei în piure. E, nu mai știu. Ea a pozat momentul, asta doamna jurnalist, și a scris pe Twitter că bărbații sud-africani sunt atât de săraci încât își cer iubitele de nevastă la KFC, ca mitocanii. Adică cine face cereri de căsătorie la fast food? Ha-ha-ha, hi-hi-hi. Urât. Și postarea s-a viralizat instantaneu, cum era de așteptat, cu orice postare se viralizează dacă e cât de cât inedită. Și pe un fond general de indignare, evident, dar la un moment dat a luat-o într-o direcție neașteptată când au început să apară sponsorii. Adică tot felul de firme sud-americane care... Sud-africane, care și-au anunțat intenția de a le face diverse cadouri de nuntă celor doi tineri viitori mimi. Și de aici s-a început. O companie de telefonie le-a oferit internet și convorbiri gratis timp de 1 an. Modest, dacă mă întreb pe mine, putea să le ofere mai ca lume. Una de electricitate le-a dat curent gratuit tot pe 1 an. Bun. Bă, la început. Au primit televizoare, bijuterii cu diamante, excursii gratuite și mașini de lux pentru transport în timpul acestor excursii. Da, companiile au vorbit între ele. Adică o companie oferea o excursie și după aceea a intervenit Audit Sud-Africa și a spus că să ajungi acolo e foarte departe, îți oferim noi mașina. Da. Ceea ce a fost foarte mișto. Da, s-a construit o poveste chiar foarte mișto în care la care au aderat rând pe rând diverse firme și s-au completat. Și bine, pe de altă parte, vezi mă și ăștia, dacă nu era așa de notorietate, adică doar e și altora care s-a mărât și, știi, dar nu sunt la fel de notorii. Păi, precum asta e economia de piață, trebuie să câștige și companiile astea ceva, nu e logic. Adică dacă oferă produsele lor, că nu suntem... Ia uite, le-au dat biserică. Vouchere de $100 în diverse magazine din Africa de Sud. Tratamente spa, mobilă, rochia de mireasa doamnei, mă rog, asta e bifată. Ce costă mult. Știu, dar asta era de așteptat. Mi se pare mai mișto cu mobila, cu excursiile, tot cateringul gratuit la nunta lor, evident, și nu în cele din urmă, servicii de contabilitate gratis pentru gestionarea noilor avere. Asta e... Corect, foarte frumos. Tare. Acum, ideea e să nu ia razna oamenii, că știi cum se întâmplă situații de-astea. A durat un an. Nu sunt informații că acest cuplu este în continuare fericit împreună și se simte foarte bine. Și jurnalista respectivă și-a cerut scuze. Și e și ea fericită. Da. Deci, credința în umanitate, cum ar veni, refăcută. Nu? Tot ar fi. Da. Poate că oamenii sunt implicit buni. Și numai noi, ca jurnaliști, avem bănuiala că nu. Mă gândesc. Să știi că sunt buni, mulți oameni buni, dar, în general, ei sunt răi.